Da, da, Vivi, dar la FCSB azi ți-asum. Da, da, ai, dar vezi, poate că și faptul că nu mai are numele, poate și faptul nu că suporterii nu mai sunt, suporterii nu mai sunt aia. Ca FCSB nu se joacă, Robert nu mai se joacă în Ghencea, nu mai în templu, păi nu mai joacă CSA în Ghencea și au 214 spectatori, dintre care 200 sunt rude. Eu cred că CSA dacă vor juca în Liga 1 vor avea și 50 ne înjură. Pe mine m-au înjurat de fiecare dată, am primit și mesaje. Aliuță, nu este list? Eu am jucat, nu știu ce mi-a zis Talpan, că nu pot să zic că am jucat la Steaua. Așa mi-a zis Talpan. Și a spus, stai mă, opule, că eu am jucat 89. Nu, păi ai jucat și în perioada Stelei. Am jucat și în perioada 89. Eu când am venit la 19 ani la Steaua, am prins loc între Bumbescu și Iovan în vestiarul Stelei. Atunci era Steaua, așa zice domnul Talpan. Apoi 96 nu era Steaua atunci? Ești acum pentru mine. Robert, pe 96-99 nu era Steaua. Am jucat și 96-99. Te-a păcălit domnul Becali. Și pe nu, a zis că în 2003 și 2005. 2002, când s-a făcut trecerea. Acolo, din 2003. Eram la Steaua, zice Ali. Mai ții minte când eram în cartona mea la Forma și a venit Gigi, că a luat Steaua. Pe acolo s-a spus, 2002. 2003. 2002-2003, da. Și vrea, păi, mai da, era în anturaj, dar noi eram în cantonul ăla. 2003. Nu mai țin de cazi că ne dau șampanie. Dacă nu mă înșel, iarna. O bere, lasă-mi cu șampanie. Eu mai văd pe unii contestatari așa ai deciziilor, jucătorii care la antrenamente îi băgau alunecări lui Gigi Becali pe terenul 6. Și acum, domne, că a furat Steaua, păi când ați luat teren de la el, când făceați de posedări, când îl tăvăleați prin iarbă, nu știați că e la Steaua? Ce, era un suporter? Știi ce am văzut podcastul ăsta cu Lăcă. Da, această da, care da, îi spun da. La mulți ani. Da? Spunea că el a fost antrenor în Champions League, se contrazice. Pentru că el a zis că n-a antrenat Steaua. Păi și unde a fost antrenor în Champions League? În Champions League a fost cu Steaua. Da. Nu? Așa este, n-ai cum și el a zis că el a fost Steaua în Champions League antrenor. Păi atunci, în perioada aia, ai spus că Steaua nu era. Adică se contrazice singur. Până la urmă, este Steaua sau nu? Eu am spus-o că, din punct de vedere sportiv, Steaua este FCSB-ul. Pentru că n-a întrerupt activitatea. În schimb, din punct de vedere al mărcii, Steaua este CSA Steaua. Pentru că marca, care este registrată la OSIM, este a Clubului Sportiv Armatei Steaua. Dar este o contradicție, pentru că ei s-au înființat cât? În 2016-2017, nu? Secția de fotbal. Secția de fotbal, care s-a desprins atunci în perioada aia tulbure. Dar dacă și eu mai sunt, mai au apărare la Gigi, nu Ioana, noi avem ani de când cu Gigi. Dar ce-mi place, nu? Cum se ajunge? Se ajunge la această discuție, FCSB e Steaua sau nu e Steaua? Voi ați jucat toți la Steaua? Și Talpane spune că n-a jucat. Dan Chilom n-a jucat, Vivi, noi n-am jucat în la Steaua. Atunci când Gigi a devenit șef, da? Eu știi că am fost primul care m-am certat cu el și am plecat. Ai plecat la câteva luni după mine. Păi, dar eu n-am vrut să plec, și eu trebuia să plec atunci. Eu am plecat imediat la Rapid. M-am certat cu el. A trebuit să fiu contra, să spun CSA-ul de azi este Steaua. Nu, are dreptate omul. De ce să nu spun un adevăr? Este continuitoare. Dar sunt niște procese pe rol. Hai să-i așteptăm pe cei care decid. Vedem ce o să fie. Că până la urmă, astăzi FCSB se identifică ca brand. Ce o să se întâmple cu brandul FCSB? E altă discuție importantă, că atunci toți vor spune, păi uite, domne, că l-avem noi. E o altă, se naște o altă polemică, domne, și o altă nebunie, e la noi, la mine. La noi, bă, la brand vine și palmaresul vine și nu... Titlurile! Exact, păi stai că acele calificări, Ajax și toate poveștile alea sunt la FCSB în acest moment, o să spună cei care o să zică că au brandul și vin cu hârtia și ți-a dat, am brandul. Exact. Deci o să o ținem așa într-o discuție permanentă. Ce e rău e că cei de la Steaua nu pot să promoveze. Asta mi se pare rău, pentru că mi-e greu să înțeleg cum pot să motivez jucătorii non-stop să promoveze și atunci un fel sau altul te forța să te duci către Ghencea. Pentru că Casa Stelei este în Ghencea, clar. Dar atâta timp cât ei joacă în Liga a doua, eu nici nu mă uit la meciurile lor.